Sfânta Scriptură, mod de întrebuințare. Sau, avem o Biblie, ce facem cu ea? O avem pe noptieră, în geantă, în bibliotecă, în telefon, în tabletă, calculator. Avem o Biblie, ce facem cu ea? Sfânta Scriptură, mod de întrebuințare. Orice aparat electrocasnic, iubiți tineri, după cum deja se știe, a devenit o banalitate, are o carte tehnică. Are un mod de întrebuințare la care recurgem mai mult sau mai puțin, mai ales când ne împotmolim în relația cu aparatul. Sfânta Scriptură, pe care noi o considerăm cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, nu se poate să nu aibă și ea un anumit mod de întrebuințare. Nu se poate să nu existe niște rigori care să reglementeze relația creștinului, a creștinului simplu, nu a teologului, nu a predicatorului, nu a pastorului, a creștinului simplu, majoritar, cu Scriptura, cu textul ei. Dacă Biblia este ceea ce pretindem că este, atunci ea se află în mintea noastră și în istoria umanității pe locul cel mai înalt în apreciere și implicit dificultate, deci cu atât mai mult ar trebui să ne apropiem de ea cu băgare de seamă și cu un pic de precauție și rigoare. Îngăduiți-mă în această seară ca să mă aliniez și eu cumva temei mari a sezonului vostru de tineret, să vă vorbesc despre cele patru nivele de relație cu Sfânta Scriptură. Prefațăm toate acestea cu un verset din Coloseni, capitolul 3, versetul 16, unde Apostolul Pavel, scriind bisericii din Efes, îi spune: Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Noi ne vom opri doar la prima parte a versetului, prima propoziție până la primul punct. Haideți să-l recitim împreună. Doar prima parte. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Amin. Ce înțelegeau colosenii prin cuvântul lui Hristos? Ei nu puteau înțelege ceea ce înțelegem noi astăzi. Noi, prin comparație cu ei, când ne gândim la expresia cuvântului Hristos, ne gândim de fapt la o carte, la o colecție de cărți, vreo 66. Noi ne gândim la, spuneți-i pe nume, adică putem să conversăm, să întrebăm întâi, stai să întreb. Se poate? Puteți să vorbiți fără microfon, că nu avem atâtea microfoane și dacă am avea nu v-am da. Mai reia o dată fără speranță. Noi, când citim expresii de felul acesta, cuvântul lui Hristos, care, nota bene, e o expresie unică în Noul Testament, unică, ne gândim la o carte sau la o colecție care se numește Biblia. Dar ei, destinatarii primari ai acestei scrisori, nu se puteau gândi la Biblie, pentru că Biblia, cum o cunoaștem noi, nu exista. Vechiul Testament era, dar nu era adunat. Nu era adunat. Canonul Vechiului Testament a fost rezolvat, bineînțeles, de evrei, pentru că lor este întâi. Abia în anul 90 după Hristos, la un conciliu de la Iamnia, care a fost coordonat de evrei. De fapt, canonul Vechiului Testament a fost o necesitate după căderea Templului și a Ierusalimului din anul 70. Deci, nici măcar Vechiul Testament nu-l aveau ca o colecție unitară,
când Pavel scria Colosenilor, nu putea fi vorba de Vechiul Testament, iar Noul Testament abia atunci se scria. Aș vrea să vă aduc aminte că epistolele din Noul Testament s-au scris înaintea Evangheliilor, deși noi le citim în mod firesc, invers. Deși ele sunt puse, invers, în Scriptură. Sunt puse din cauză ca să aibă un firesc al subiectului, pentru ca subiectul să fie firesc, întâi Iisus, apoi apostolii. Dar Evangheliile sunt scrieri târzii în comparație cu epistolele. Atunci lucrul acesta devine mai complicat și să mă iertați că încep prelegerea cu ceva complicat, dar veți vedea că lucrurile vor deveni tot mai simple, clare, limpezi. Ei ce înțelegeau prin cuvântul lui Hristos? Înțelegeau trei lucruri. În primul rând, pentru ei, cuvântul lui Hristos era cuvântul profețit despre venirea lui Hristos, conținut mai ales în profețiile din Vechiul Testament. În al doilea rând, pentru ei, cuvântul lui Hristos era cuvântul rostit de Domnul în discursuri, în pildele lui, poate în polemicile Domnului adesea cu liderii iudaici din vremea aceea, din epocă, care s-au transmis, mai ales în primele generații, nu atât în scris, cât pe cale orală, prin viu grai, din generație în generație, din om în om. Pentru ei, cuvântul lui Hristos era cuvântul pe care îl povestește cineva că l-a auzit. De la martori oculari care au umblat cu Domnul și care au povestit la rândul lor și iată, cuvântul lui Hristos însemna oralitate, nu cuvântul scris. De asemenea, în al treilea rând, pentru ei, cuvântul lui Hristos însemna cuvântul tâlcuit, tălmăcit sau explicat al lui Hristos în scrisorile și predicile apostolilor, cu precădere în epistolele apostolului Pavel. De aceea e corectă afirmația că primele generații de creștini, prima sigur, a doua aproape sigur, poate un pic și a treia, s-au mântuit cu scrisori, nu cu evanghelii. Și nici măcar nu le-au avut pe toate, ci într-un caz fericit aveai o scrisoare de la un apostol pe care o copiau și o transformau într-un fel de enciclică, adică o făceau scrisoare circulară care să ajungă pe la toate bisericile. Pentru ei era mult mai dificil cuvântul lui Hristos, înțelegeți? Pentru că trebuia să culegi ca o albină din multe flori. Pentru că nu aveai sinteza, pentru că nu aveai evangheliile, pentru că trebuia tu să faci sinteza, tu să alegi ce e bun, ce merită păstrat, promovat. Adică cum, frate Ghiță, s-au mântuit la început fără Biblie? Deja ne-am încurcat de tot. Eu care mă străduiesc în seara aceasta să promovez Biblia, se pare că am început prost, n-ar fi prima dată. Trebuia să încep de sus și să zic Biblia. Eu încep să spun că la început n-a fost Biblia. N-a fost. Într-un mod convențional, astăzi noi, pe bună dreptate, când citim aici cuvântul lui Hristos, putem să facem aplicația mare, maximă, totală. Și pentru noi, într-un chip fericit, subliniați cuvântul fericit, avem Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, canonul închis, deci lucrurile la noi sunt atât de sigure, stabile, mulțumim lui Dumnezeu. Ați văzut câte aminuri, câtă... E un entuziasm extraordinar, adică știu cum voi face față. Mă puneți în situația asta. Cât de binecuvântați suntem în comparație cu ei. Cât de pedagogic stau lucrurile cu noi când le avem toate în rând. Nu o biografie a lui Iisus, ci patru.
o istorie a primilor 30 de ani, Faptele Apostolilor. 13 sau 14, depinde cum le numărăm, epistole semnate de Apostolul Pavel. Încă vreo câteva epistole semnate de Petru, Iacov, Ioan, Iuda. Apocalipsa, ca să știm cum va fi la final, la marele final. Între Geneza și Apocalipsa avem istoria mântuirii, avem istoria lucrării lui Dumnezeu cu oamenii. Prin urmare, Sfânta Scriptură, asta încerc să vă spun de la bun început, e ceva viu, e ceva onorant, e ceva deștept, inteligent. Sunt subtilități redacționale de-a lungul Scripturii. Tot ce a fost important avem conținut acolo, încapsulat în această carte canonică, da? În această colecție canonică. Nimic nu ne lipsește din esențial. Înainte de a parcurge cele patru nivele, îngăduiți-mi să mai am două aserțiuni introductive. Uitați-vă din nou, vă rog, în textul citit, în prima parte a versetului 16, și veți vedea că avem acolo două elemente fundamentale în ceea ce privește atitudinea noastră față de Sfânta Scriptură, în cazul acesta, al nostru. În primul rând avem cantitatea, am putea pune versetul, eu nu văd dacă se pune, dacă se pune în spate, se pune și în față? Bun. Până mă învăț cu toate termin predică. Așa am pățit mereu. După ce le învăț, aș începe. Primul element este cantitatea. Cuvântul lui Hristos să locuiască, acum să vă aud, din belșug. Din belșug înseamnă din abundență. Înseamnă paharul meu este plin de, dă peste el. Se pare că relația mea cu Scriptura este mediată în primul rând de cantitate, adică am o relație cantitativă cu Scriptura. Știu că noi vorbim de rău cantitatea și noi zicem că nu vrem cantitate. Și eu zic la fel. Ci vrem ce? Calitate. Numai ascultați-mă, până la calitate e un pic de drum. Până la calitate se trece pe la cantitate, pentru că există salariu brut, care e mare, sau e mai mare, și este salariu care? Net. Noi nu trăim cu salariu brut, ci trăim cu salariu care? Net. Pentru că, într-adevăr, există materie primă, gândiți-vă la orice fel de materie primă, din care reiese prin prelucrare materia care? Finită. Adică asta înseamnă că întâi avem cantitate, ca din această cantitate, prin șlefuire, prelucrare, etc., să rezulte ce? Calitate. Totul începe cu cantitatea. Da, nu ne trebuie calitate, nu ne trebuie cantitate în sensul final, nu? Ca și finalitate, dar avem nevoie de o relație cantitativă cu Scriptura. Asta înseamnă că dacă cuvântul să locuiască din belșug în voi, înseamnă că trebuie să înmagazinăm cuvântul, să-l asimilăm cuvântul, nu? Prin lectură, prin audiție. Și să deținem cantități mari, materie primă din belșug, din cuvântul Scripturilor. Doar nu crezi că poți să interpretezi Biblia dacă nu o cunoști, adică sper că n-ai ajuns până acolo. Să crezi că poți să ne explici despre ce e vorba, să ne explici nouă în condițiile în care tu n-ai citit și noi am citit. Nu suntem mai deștepți, dar am citit. Puteți să citiți sau să auziți în relații foarte interesante dintre ucenic și mentor în creștinism, în care mentorul îl oprește pe ucenic de la anumite subiecte până când nu va citi încă o dată toată Scriptura. Vi se pare dur, dar vedeți, se joacă dur la nivelul ăsta. Sau până când a citit nu știu ce carte, ca să putem să avem un limbaj cât de cât comun. Prima relație cu Scriptura, primul element, este elementul cantitativ, adică trebuie să am o cunoaștere prealabilă a Scripturii în sine, nu să o interpretez, ci a textului ei, a personajelor ei. Vom reveni la aceasta.
Apoi, al doilea element este calitatea. În sfârșit, zice, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Iar înțelepciune deja este calitate. Cantitate și calitate. Pentru înțelepciune, grecii aveau mai multe cuvinte, iar unul dintre acestea este Sofia. Deci dacă cineva de aici o cheamă Sofia, atunci se știe că are un nume măreț. Sofia înseamnă înțelepciune. Sofia, de fapt, e un cuvânt precreștin și este înțelepciunea zeilor, adică auzi ce înțelepciune divină, a divinului, care coboară numai peste câțiva dintr-o generație, așa credeau grecii, și numai câțiva ating nivelul de Sofia, care are în sine inteligență, conexiune de idei, o înțelegere superioară, o erudiție extraordinară, adică are tot ce îți poți imagina în zona de înțelepciune. Complet. Maximal. Al doilea element este așadar această calitate, pentru că, da, nu e de ajuns să cunoaștem, să asimilăm textul Scripturii, ci ar trebui, odată ce l-avem, să-l prelucrăm și să conducem spre această finalitate, cum spuneam, a calității. Vom reveni și la una și la alta, pentru că, de fapt, cele patru nivele pe care tot vi le promit, dar o să vi le și spun, totuși, dezvoltă această temă a cantității și a calității. A doua aserțiune și promit că ultima, după care chiar începem predica, sunt cele două extreme în relația cu Scriptura. Prima se numește bibliofobie. Bibliofobie. Biblio vine de la Biblie, biblion, și fobie vine de la fobie, de la teamă. Grecii spuneau phobos și forme diferite. De unde noi avem aproape grecește fobie. Bibliofobia este una dintre extreme în relație cu textul Scripturii, adică este teama, mefiența față de ce? Față de Biblie, față de text. Sigur că ea poate să ia diferite forme, am să vă explic, am să vi le spun pe cele mai uzitate, mai clasice. De exemplu, sunt care se tem de Scriptură, nu o citesc aproape niciodată, unii chiar niciodată, pentru că zic, Scriptura fiind cuvântul lui Dumnezeu, fiind cartea bisericii, fiind atât de sfântă prin conținutul ei, prin mesajul ei, iar eu atât de păcătos, nu sunt vrednic să mă apropiu de ea, să o citesc. Există români, ca să nu ne legăm noi de alte nații, există români care au Sfânta Scriptură acasă, nu contează în ce traducere, vă rog, nu contează, deci pentru discuția din seara aceasta nu contează, au Scriptura acasă, au mare respect față de ea și care povestesc în discuții amicale că n-au deschis-o, n-au citit-o, spuneți, niciodată. Dar nu-și bat joc de Scriptură, mă înțelegeți? N-ar spune că aceea nu e Biblia, că nu e importantă. Și știu în bună măsură cât e de importantă, dar ei spun, sunt prea păcătos ca să mă ating de carte, prin urmare aceea nu e pentru mine, e pentru oameni specializați, chemați cu o anumită vocație. Un alt mod în care se manifestă bibliofobia este, Biblia nu este o carte pentru omul obișnuit, laic, ci este o carte pentru biserică, pentru altar, pentru amvon, este o carte pentru specialiști, este o carte pentru a fi utilizată exclusiv în mediul eclezial. Aici pe jumătate este un adevăr, că într-adevăr, în primul rând, în biserică ar trebui Biblia să aibă, nu? Și cuvântul Scripturii să aibă un loc central. Aici e adevărat pe jumătate. Partea de neadevăr, să zicem așa, și partea extremă este că omul acesta nu înțelege că nu e doar pentru biserică, ci Biblia ar trebui să fie accesibilă oricui și citind e un plus. Chiar dacă vii la biserică și auzi explicații profesionale, sper, ale unor texte, dar citind tu vii deja puțin pregătit, ți-ai făcut un pic ce? Temele, că tot a început școală. Și mai există un mod de manifestare a bibliofobiei. Asta e un pic mai șmecheresc, mai
Era, să zic, mai evanghelic. Veți înțelege de ce era să zic așa, veți înțelege. Nu o să vă explic, dar veți înțelege. Am întâlnit personaje în prima parte a vieții, în prima copilărie, ba chiar în adolescență, au umblat prin biserici, duși de bunici sau de părinți, de obicei în biserici de tipul acesta, evanghelice, unde Biblia are un loc, nu, central, au auzit cât de cât din Scriptură cam care ar fi cerințele, cam care ar fi nivelul spiritual, moral, în primul rând, și când și-au dat seama, au ieșit din biserică, de lângă Scriptură, de lângă Dumnezeu și și-au trăit viața cum au ales ei. Cu unii dintre ei eu m-am întâlnit în întâlniri foarte amicale, vă rog, nu i-am chemat la ședință, la diligenție, ca să rămânem în nota asta cu școală. Și unii au fost foarte simpatici și sinceri povestindu-mi: frate, doar eu știu ce e în Biblie, în mare. N-am citit-o, dar știu în mare, că am fost și eu când eram mic la biserică, școală duminicală și așa mai departe. Corect. Unii la școala duminicală, unde se fac lucrurile. Dar zice, eu de mult nu mai citesc, niciodată n-am citit cu adevărat și mi-am propus să nu mă ating niciodată să nu citesc, pentru că, auzi, din două surse am auzit asta. Pentru că scrie undeva, am auzit eu, scrie undeva că cine știe multe va fi bătut cu multe lovituri. Iar cine știe puține va fi bătut cu puține lovituri. Și am mai auzit că păcatele în neștiință nu se pedepsesc. Sau, zice, poate că se pedepsesc, dar nu așa de dramatic, drastic, cum se pedepsesc păcatele în știință. Când am auzit una ca asta, de fiecare dată am avut aceeași reacție. Și am zis, prietene, te-ai încurcat. Să spun cum. Tu poți în continuare să nu citești. Numai că acolo unde scrie păcat în neștiință, nu se referă la cei care s-au născut în mediul creștin, indiferent de confesiune, care cresc într-un mediu creștin, deci cunosc decalogul fără să-l fi citit vreodată, pentru că decalogul plutește în aer, adică moralitatea, știți ce zic, fundamentală, care cunosc predica de pe munte chiar dacă nu știu unde scrie. Deci toată moralitatea aceasta de bază o ai prin naștere, prin educație primă. Dacă ai mai fost și la biserică, e un plus. Acolo se referă la lumea fără Dumnezeu, de dinainte de Hristos, din timpul lui Hristos și a apostolilor, care era păgână și fusese păgână de când se știa lumea aceea, mă înțelegi? Nu e vorba de cine s-a născut în mediu. Te-ai născut în mediu creștin, chiar dacă fugi, tu știi, tu nu săvârșești păcat în neștiință. Măi, tu când furi, furi, mai fur. Tu nu știi că e păcat? Ba da, de unde știi? Că n-ai citit Biblia. Înțelegeți ce am vrut eu să-i spun? Dar păcatele cele trupești le-ai făcut, le-am făcut și pe acelea. Și n-ai știut că e păcat? Ba da, că m-am ascuns. Dar de unde ai știut că e păcat? Poate aici mă ating de un mit. Dar luați asta măcar ca reflecție. Pentru cine s-a născut în România, țară creștină, așa cum e ea, creștină, da? Sunt multe de spus, dar țară totuși nu e musulmană, vreau să zic, e țară creștină, da? Cine s-a născut în România și a crescut printre bunici, mătuși, părinți, sau măcar unul dintre ei un pic mai bisericos, orice ar însemna asta, nu mai poate face păcate neștiință. Alt nivel, nu? Ce am făcut, zice frate Ghiță, și cu tare și cu tare, ăsta e alt registru, dar zice, a fost înainte de botez. Dar zic, nu schimbă cu nimic lucrurile. Extraordinar, o zis. Așa ceva nu mi-a spus nimeni. Ar trebui să simți vinovăție ca și cum l-ai fi făcut când? După botez. Bine, dar nu despre asta vorbim. Bibliofobie. Cum v-ați dat seama, extrema aceasta este mai des întâlnită în mediul bisericilor istorice, ortodoxă, respectiv catolică. Dar să vă spun extrema care se apropie de noi, care mai... se numește bibliolatria. Bibliolatria. Adică să-ți faci din Biblie ce? Un idol.
Adică cum să-ți faci din Biblie un idol? Adică să transform lectura Scripturii într-un scop în sine. Creștinismul susține că lectura Scripturii, sau nici măcar asta, nu e un scop în sine. Toate disciplinele spirituale, cum ar fi meditația, rugăciunea, lectura Scripturilor, postul, ca să le dăm pe cele interioare, care rezolvă verticala, relația cu Dumnezeu, toate disciplinele spirituale, cum ar fi acestea și altele, cele care țin de slujire sau de relație, de viața comunitară, toate, oricâte ar fi, Richard Foster, îl dau pe exemplu că el e tradus în românește, are 12, dar dacă veți extinde cercetarea o să găsiți și alte cifre. Toate disciplinele spirituale, inclusiv lectura Scripturii, nu este un scop în sine. Deci nu este scopul ultimul să citesc, punct. Să învăț, punct. Să memorez, punct. Toate astea le facem, dar nu e un scop în sine. Toate disciplinele spirituale sunt doar mijloace, iar scopul e dincolo de ele. E întâlnirea, asemănarea, unirea cu Hristos. Dacă relația ta cu Sfânta Scriptură nu te conduce la Hristos, nu zic de pe o zi pe alta, în timp, dacă nu ți încălzește inima, dacă nu aduce în tine puterea și determinarea de a te rupe de orice fel de șert de viețuire, dacă nu aprinde în tine o tânjire după Dumnezeu în sensul mistic al termenului și dacă nu te determină să faci ceva pentru Domnul, pentru împărăția Lui în cadrul bisericii sale, atunci înseamnă că ești într-o formă de bibliolatrie, adică tu citești, dar relația ta este doar cu un text și textul acela în sine nu e magic. Nu e magic. Sunt creștini care citesc și păcătuiesc în același timp. Marile căderi din credință, marile apostazii, individuale mă refer, nu colective, sunt ale unor oameni care știu multe din Scriptură. Aceia dintre noi, crescuți între noi, care într-un moment de cădere, de un fel sau de altul, nu neapărat imoralitate, nu neapărat, pot fi chestii conceptuale, au căzut, s-au depărtat, au ieșit ireversibil din rândurile noastre și din orice relație cu Dumnezeu, spun că s-a încheiat pentru totdeauna. Și unii chiar se țin de cuvânt. Să știți că au multă Scriptură la nivelul textului, nu? Prietenii, amicii noștri, spre care noi ne ducem uneori cu totul neînțelept, potopindu-i cu versete. Pentru ei acele versete nu înseamnă nimic, pentru că este exact ce vă spuneam. Textul în sine nu e magic. Creștinismul s-a născut tocmai ca să invalideze magia din lumea păgână a vremii. Nu e magic. Citești. Te rog. Vă rog. Învățați de vreme toate acestea. O să vă ajute mult. Bibliolatria înseamnă să citești și apoi să te mândrești cu asta, să memorezi și să crezi că prin memorare te mântuiești. Nu, nu te mântuiești, ar fi prea simplu, ar fi prea omenesc. Bibliolatria înseamnă de asemenea să ții foarte mult la interpretarea ta asupra unor anumitor texte din Scriptură și pur și simplu să intri în polemică și să rupi relații, prietenii. Să-ți creezi tensiuni și disensiuni, pentru că ții foarte mult la părerea ta, la interpretarea ta. E o formă de idolatrie, da? Sau de idolatrizare a Scripturii. Avem în Bihor un fenomen, spun avem, pentru că fratele încă trăiește, deși are o vârstă considerabilă. Avem un frate, l-am cunoscut și eu, el e un fenomen în felul lui. E un om simplu după diplome. Chiar trăiește la țară, e simplu și după port și după... Dar are o memorie de elefant. Un academician român spunea să ne ferească Dumnezeu să avem doar memorie. Mi-am dat seama câtă dreptate are academicianul când l-am întâlnit pe fratele.
cunoaște pe de rost porțiuni însemnate din Scriptură, cunoaște toate evangheliile pe de rost, o parte din epistolele lui Pavel, psalmii toți, proverbe integral, asta știu sigur, dar cred că mai mult decât am zis. Și într-un proces continuu de memorare. Deci talentul în negoț, înțelegeți, n-are voie pentru că are o vârstă, știi? Dar dacă ar avea voie, cine a mai luat premiul la talentul în negoț? Fratele! Auzisem de el, cum să n-auzi? Dar până să-l întâlnesc, și-a venit și ziua în care l-am întâlnit, într-o biserică, la o evangelizare, la țară, mioritic, pe dealurile Bihorului. Era și frate, eu nu-l cunoșteam. La sfârșit a venit la mine și mi-a zis că el e fratele care știe. Zic, frate, am auzit de dumneavoastră, dar eu să mă pun bine cu el? Cum să n-auziți, a zis el. Frate Ghiță, și am auzit de dumneavoastră și am venit să vă ascult. Apreciez. Nu a zis nimic. A zis că rămâne și el la masă cu mine. El nu s-a mai lăsat de mine în seara aceea. Și s-a servit o masă. Și am stat la masă. El n-a mâncat. Ca să se facă deosebirea. Nici eu nu prea am mâncat. E felul meu. Stând lângă mine, a venit asupra mea cu întrebări fatale. Dumneavoastră, frate Ghiță, câte cărți din Biblie știți? Pe de rost. Niciuna. Dar zice, câte capitole știți? Frate, dacă mă iei așa tare, eu cred că nu mai știu niciunul, dar știam. Lăsați ce știam, au zis. Câte știm acum? Știam salmi. Lasă ce știam. Acum cât știți? Nu știu. Eu nu știu câte mai știu. Eu când am văzut cum vine asupra mea, m-am mărturisit singur. Și a zis, frate, nu numai că nu știu. Chiar așa i-am spus, este un adevăr. Dar uneori îmi predică, parafrazez, că nu mai știu exact cum scrie. Asta e foarte grav, mi-a zis fratele. Trebuie să știm cuvintele. E adevărat, dar vă spun că nu știu. M-am mărturisit până în pulberea pământului. După ce mi-am revenit, am venit eu asupra lui. Și zic, frate, dar dumneavoastră în ce biserică sunteți membru? În nicio biserică. Bă, atunci am avut eu putere. Cum îi, frate, să nu fiți în nicio biserică? Am zis eu episcopal. Am fost în cutare, mi-au enumerat bisericile. M-am ieșit din toate, nu mă mai înscriu în nicio biserică. Mă duc unde am eu chef, unde vreau. Opa! Dar zic, nu se poate, frate. Cum de nu mergeți? Pentru că au zis că nu există păstor, el nu a întâlnit păstor, cu mine a avut aceeași experiență, care să știe atâta Scriptură cât știe el. Prin urmare, el, ați înțeles cum s-a pus problema? El? Zic, frate, în definitiv și eu sunt o dezamăgire pentru dumneavoastră. Exact, a spus. Îmi pare rău că și eu v-am dezamăgit, dar și eu sunt ca și colegii mei, n-ar vrea să mai continuați cu mine chestia asta. Și umbla din proverbe sau nu știu, începea să-mi spună că nu-l mai puteam opri pe fratele să-mi dovedea, să le-am spus că eu cred, nu trebuie să-mi spună, cred. Păi cred. Nu mă tortura. Și așa am complexele mele. Cazul e bun ca să înțelegeți ce înseamnă bibliolatrie. De nimeni ascultă. Peste toți vorbește. Pe toți ne disprețuiește. Lasă pe mine că eu sunt de disprețuit. Că nici nu pot să citez corect din Biblie, să citez. Dar păi să știu pe de rost. Lasă-mă pe mine, pe colegii mei. Nici o zidire n-aduce. Oamenii se feresc de el și cunoaște Scriptură cum noi de aici, toți la oaltă, nu cunoaștem cât o cunoaște el. Să aibă Dumnezeu milă de noi și de mințile noastre. Și să înțelegem că Scriptura și cunoașterea ei, carte unică pe care o ridicăm la înalt nivel în seara aceasta, e un mijloc. E un mijloc de a ajunge la Hristos, nu de a o cunoaște în sine. Nu ăla-i scopul, deși ai nevoie să o cunoști. Primul nivel în relația cu Scriptura se numește nivelul devoțional. Nivelul devoțional. Cuvântul devoțional des utilizat în mediul evanghelic vine de la latinescul devotionis,
care înseamnă, bineînțeles, devotament, adică pasiune. Când spunem nivelul devoțional în relația cu Scriptura, putem să spunem nivelul pasional, nivelul determinant, să zicem așa, pentru că, de fapt, acest devoții, sau acest cuvânt devotament, devoțional, se referă la un sentiment religios manifestat prin împlinirea cu râvnă, da, cu râvnă, a anumitor practici. Nivelul acesta devoțional de obicei corespunde cu prima lectură conștientă, asumată, a Scripturii, când o citești cap-coadă pentru prima dată. Și când totul în Scriptură, mai ales pentru cineva care vine din afara mediului nostru și, în sfârșit, nu, pornește cu mult avânt în lectura Scripturii, când totul pare nou, totul este nou sau aproape totul. Și cumva de la o pagină la alta, de la un capitol la altul, descoperi noi personaje, noi întâmplări, unele lucruri te contrariază, altele sunt mai greuțe, altele mai simple, altele ca în orice carte de o asemenea dimensiune. Totuși să nu uităm, Scriptura acoperă din punct de vedere al acțiunii 1600 de ani, adică să nu uităm, în 1600 de ani se întâmplă multe, nu? Și lumea se schimbă în multe feluri. Prin urmare, Scriptura acoperă marja aceasta și din punctul de vedere al autorilor ei umani, aproximativ 40 de autori, adică să nu uităm asta, ce complexitate. Și tu parcurgi asta într-un an, pentru că așa este clasic să citim Scriptura într-un an, nu-i așa, de la Geneza până la Apocalipsa, cu citirea a 3 capitole pe zi, plus minus, sfârșești Biblia la sfârșitul anului, da? Cu vreo 3 capitole pe zi. E bine, această lectură primă, să zicem așa, se face cu multă evlavie, cu mult respect, se face cu mult zel, se face cu multă fidelitate, se face cu mult atașament, se face cu regularitate, adică cu o anumită frecvență. Are de asemenea în ea o anumită curiozitate, da? Pentru că este cumva prima întâlnire, este ca o îndrăgostire, pentru că în fond avem o relație cu Scriptura și trebuie să avem. Ori începutul unei relații întotdeauna stă sub semnul acesta al pasiunii, nu, al îndrăgostirii, al idealizării celuilalt sau a textului în cazul acesta. Așadar, când ați citit Scriptura pentru prima dată, în mod conștient, în mod cu minte acolo, știți că pentru că voi ați ales să o citiți, eu am făcut asta în adolescență, ca să înțelegeți, când am făcut și eu, am avut exercițiul acesta, totul a fost nou, fascinant, mă înțelegeți? Se întâmplă însă un paradox. În această lectură, la acest nivel devoțional, citim mult, citim regulat, citim serios și pasionat, citim mult, dar înțelegem, ziceți voi din experiența voastră. Deci citim mult și foarte consecvent, dar înțelegem puțin. Este invers proporțional cu volumul de lectură. Lucrul acesta ne contrariază. Ba mai mult, aș adăuga că dacă citim și ne stă mintea acolo, pe măsură ce citim, nu ni se înmulțesc răspunsurile, ci ni se înmulțesc întrebările. Eu am trecut prin același travaliu. Eu am agonizat la fel. Mai mult, citind cu inimă curată, cu inocență, că atunci chiar suntem inocenți, dar fără să fim ajutați, fără experiență, fără cărți adiționale, fără timp consistent de ascultare a predicilor și acelea nu oricare, ci acelea care totuși luptă cu textul, ne explică textul, citind, am comis o grămadă de erori de interpretare pe care ni le reglăm după aceea în timp și ne gândim că lucrurile n-au stat așa cum ne-am gândit noi când am citit. Și în această lectură, cum vă spuneam, devoțională, această lectură are o grămadă de neajunsuri, cum ar fi întrebările mai multe decât răspunsurile, cum ar fi tocmai această lipsă de înțelegere, foarte multă eroare și totuși continuăm să citim. Ba mai mult, în această lectură de tip devoțional, chiar dacă nu înțelegem mare lucru, simțim că citind ne hrănim și simțim că din textul acela iese o putere de care avem nevoie și ne dăm seama că în fiecare zi ne împrospătăm și de obicei dimineața, că atunci e timpul devoțional de calitate, ne luăm cumva hrană, nu? Ne luăm cumva un gând, o idee, nu? La care să cugetăm toată ziua. Aș vrea să vă descriu acest nivel și să-i dăm un nume pe care acum vă rog să-l înțelegeți corect,
E o relație aici romantică cu Scriptura. Înțelegi? Multe nu înțelegem, dar ne place. Acest nivel de lectură se mai numește nivel de tip afectiv, adică citim mai mult cu inima decât cu mintea. Se creează un atașament ca la începutul unei relații, un atașament de care avem nevoie. De fapt, în acest tip de lectură ne asigurăm ceea ce spuneam adineaori, acea relație cantitativă cu Scriptura, suntem încă în faza în care nu înțelegem mai nimic, dar măcar aflăm despre ce este vorba. Corect. În această lectură întâlnim personaje de tot felul, unele rele, altele bune, unele care nu știm, rele sunt sau bune, ceea ce creează anumite dileme. Minunat, nu te poți plictisi. Suntem purtați în această lectură dintr-o țară în alta, dintr-o regiune în alta, când la munte, când la mare, când în pustie, nu? În această lectură aflăm despre profeți, despre evangheliști, despre Iisus, despre apostoli, despre înțelepți, despre patriarhi. Și cumva personajele, episoadele, întâmplările, da? Toate acestea sunt vii, devin vii în mintea noastră și noi acum acumulăm materie primă. Vă rog, nu disprețuiți acest tip de lectură. Toți am început cu acest tip de lectură. Toți trebuie să începem în felul acesta, dar ca un început asumat, pentru că eu mi-am propus, nu că mă obligă cineva să citesc Sfânta Scriptură. Așa ne familiarizăm cu ea. Dacă mă întrebați și recomandați ca să citim de mai multe ori de la început până la sfârșit Biblia, ani la rând, da, recomand. Nu pentru toată viața recomand, ci doar câțiva ani. Ați auzit cum am zis? Câțiva ani, adică câteva lecturi, cap, coadă. Apoi veți vedea că există și moduri un pic mai tematice de a citi Scriptura. Tot toată, dar nu la modul acesta, ci mai tematic, cum ar fi modul cronologic, da? Modul tematic, propriu-zis topic. Da? Veți vedea că sunt și moduri mai creative de a citi Scriptura, dar la început, în partea asta devoțională, vă rog din suflet, toată de la început până la sfârșit. De la Geneza până la Apocalipsa. Nivelul devoțional. Cum o citești prima dată sau primele dăți, nu vei mai citi niciodată. Mă refer la inocență. Înțelegeți ce zic? Mă refer la bucurie. Mă refer la trezitul acela de dimineață că abia aștepți să pui mâna pe Scriptură, nu pentru că te urmărește cineva, ci pentru că deja ai o relație cu cartea asta și simți că din ea chiar iese o putere. Chiar te liniștește. Chiar te învață ceva. Nu disprețuiți acest nivel prim de lectură, pentru că nu putem să mergem în clasa a doua, să urcăm la a doua treaptă până n-am pășit pe prima treaptă. Al doilea nivel este nivelul moral. Primul ziceam devoțional, al doilea notați, vă rog, nivelul moral. Acest nivel moral este oarecum formativ, da? Formativ. Dacă primul nivel este informativ, trebuia să vă spun asta, dar am uitat. Deci primul e informativ, adică ne informăm. Al doilea este, cum am zis, formativ. Dăltuiește deja ceva în noi. Acest al doilea nivel moral are în centru anumite reguli, anumite precepte, anumite norme, anumite legi, cu el mix, desigur. Avem aici un fel de proces, o activitate mai complexă. Avem, cum ziceam, precepte. Și de obicei, în Scriptură, da, găsim foarte des cuvântul, nu găsim precept în textul biblic, da, cuvintele acestea, nu găsim nici măcar regulă în textul biblic, cuvântul regulă, dar găsim foarte des și în Vechiul și Noul Testament, mai ales în Vechiul, găsim cuvântul poruncă. Iar porunca se referă tocmai la nivelul moral. Avem două tipuri de porunci în toată Scriptura. Cele mai multe, majoritatea, se exprimă sub forma negației, adică se exprimă prin interdicții, prin prohibiții. Adică majoritatea poruncilor pe care le avem sunt cu nu, adică nu ce să faci, ci în primul rând se spune ce să nu faci. Dacă nu mă credeți, uitați-vă în Decalog și veți vedea că din 10 porunci, 6 sunt cu nu. Alea sunt cele mai simple. Alea nu necesită predică suplimentară. Scăpăm ieftin.
sunt simple la înțeles, sunt mai greu de practicat. În relația lui Dumnezeu cu omul, potrivit Scripturii, se pare că pedagogia aceasta morală Dumnezeu o face prin interdicții, prohibiții. Vă plac interdicțiile? Vă plac poruncile? Vă plac? Mulțumesc pentru entuziasm. Așa mult îmi plac și mie. Nu-mi plac porunce, nu mi-au plăcut, nu-mi plac, slabe șanse să-mi placă vreodată. Dar totuși îmi plac poruncile, am văzut atunci când le dau eu. Atunci am văzut că îmi plac, încă poate prea îmi plac. Dar când mi se dau, când mi se face mie program, mi se fac mie reglementări, reguli, în adâncul ființei noastre avem ceea ce se numește fire pământească. Și ea se vede în riposta naturală pe care o avem față de porunci, pentru că nu ne plac poruncile. Și culmea, majoritatea poruncilor sunt negații, sunt prohibiții, sunt să nu. Înseamnă că Dumnezeu în înțelepciunea Lui, și așa vă rog să interpretați, Dumnezeu a văzut că atât de căzută e natura noastră încât nu ne putem ridica să ne asemănăm cu El dacă nu ne dă întâi porunci cu negații. Adică întâi trebuie să împlinim toate nu-urile ca să ajungem la celelalte și moralitatea fundamentală a mea, a ta, a oricăruia de aici, a oricărui creștin se clădește întâi de toate nu pe dauri, ci pe nu-uri. Un om moral e un om care împlinește nu-urile. Îi plac? Nu-i plac. Dar știe și el, cum știu și eu, că asta ne face oameni. Asta ne apropie de pe chipul lui Dumnezeu. Majoritatea sunt cu nu. O minoritate, adică mai puține decât primele, sunt formate sau se exprimă sub forma afirmației, adică nu sunt interdicții, ci sunt imperative sau îndemnuri, exortații. Adică ni se spune ceea ce trebuie să facem. Scriptura conține, da, mai puține, dar are și elementul acesta pozitiv, spunându-ne ce trebuie să facem. N-am să intru în detalii, vreau să vă dau doar un exemplu sau două maxim și mergem la al treilea nivel. Undeva într-o epistolă apostolului Pavel, la un moment dat, el scrie respectivei biserici, cine a furat, să nu mai fure. A inventat el porunca să nu furi? A inventat Pavel? De unde a luat-o? Din Decalog, corect. Cine a furat să nu mai fure, iată interdicția. Dar nu pune punct, ci zice, ci să muncească cu ce? Cu mâinile lui, auzi hoțul să muncească, e ceva de nu te-ai putut gândi la așa ceva. Parcă dintr-un film. Ci să muncească cu mâinile lui, ca să aibă pentru sine și să aibă apoi ce să facă? Să dea. Adică să zicem cu rimă, hoțul care de felul lui ia, să ajungă ce să facă? Să dea. De fapt, versetul acesta pe care îl tratăm atât de ușor, el are în sine încapsulat o minune, un miracol. E miracolul pocăinței. Omul s-a lăsat de cele rele și începe o viață nouă. Apostolul Pavel spune, întâi nu, întâi să nu mai fure. Cine a furat să nu mai fure. Acum să nu cumva să intrați în panică, e vorba de o biserică din secolul I, creștinismul era proaspăt, încă nu prea și-au dat de seama cum e cu creștinismul și de-aia mai furau. Acum, după 2000 de ani de creștinism, mă gândesc că am învățat să nu mai furăm. Adică, cred că nu mai e de actualitate, da? Dar atunci era foarte actuală chestia asta, da? Cu furtul. Cine a furat să nu mai fure, ci să muncească. Ai văzut? Adică prima dată spune nu și după aceea spune da. Hoțul pocăit, acum ce să facă el cu mâinile, știi? Știți ce zic? Să fură cu mâinile. Deci ia mânuțele lui, alea odihnite, să le pună în slujba muncii fizice și să facă bine, să câștige în mod cinstit și să aibă să dea. Și asta arată că, de fapt, daul de la urmă, deci vedeți, nu și da în aceeași afirmație, da? Ambele porunci în aceeași afirmație. Dau de la urmă vine să completeze, să împlinească prohibiția dinainte. Se pare că nu v-am convins prea bine. Mai luăm un exemplu tot de la Apostolul Pavel. Nu vă mințiți unii pe alții, fraților. Și el e asta de unde să nu minți? De unde scrie? În Decalog. Din nou, creștinismul a început, încă se mințeau, nu s-au prins ei cum e cu creștinismul. Noi, după 2000 de ani, cum zic, nu mai e de actualitate.
Noi ne-am dat seama că nu se minte. Dar pe atunci erau la început. Nu vă mințiți unii pe alții, fraților, apoi continuă, ci fiecare să spună aproape lui său ce? Adevărul. Vedeți, întâi este negația, prohibiția, stop minciună, ca apoi să fie alternativa. Nu minciună, da adevăr. Mincinosul nu trebuie să stea, să nu mai vorbească. El trebuie să vorbească, în continuare să vorbească, doar că trebuie să modifice conținutul și să spună de acum ce? Adevărul. Iar adevărul, iată, devine cumva un fel de antidot în raport cu minciuna. Sfânta Scriptură ne-a fost dată, iubiți tineri, nu doar ca să o citim de plăcere, într-un mod devoțional, ci trebuie să urcăm la al doilea nivel și să o lăsăm, să-i permitem Scripturii, lui Dumnezeu prin Scriptură, mai corect spus, să-L dăltuiască în noi un caracter creștin, un caracter moral, frumos, apreciat de Dumnezeu, de noi, de cei din jurul nostru, folositor și pilduitor. Așadar, să pășim la acest al doilea nivel al regulilor, da? Nivelul moral, pentru că asta, de fapt, ne face oameni. 3. Acum văd, gândiți, poate, dar nu mai este alt nivel peste cel moral, că nu știu cine ne-a învățat, nu știu că și eu am crescut cu doctrina asta multă vreme, că nivelul moral e maxim și că dacă ai ajuns moral, gata, ești campion. Sau să zicem, ești olimpic, că nu de mult s-a terminat olimpiada. Adică mai este ceva peste moral, adică Scriptura mai are un alt rol decât de a scoate oameni din noi, mai are, al treilea, nivelul principial. Nivelul principial. Acest nivel, dragii mei, să știți că preia pasiunea de la primul nivel, pasiunea care n-ar trebui să piară, nu? Și să rămână mereu acolo renoită. De asemenea, preia rigoarea de la al câtelea nivel? Al doilea. Și cu materialul ăsta duce lucrurile mai departe. Pentru că principiul, spre deosebire de regulă, este că principiul însumează regulile și le dă o finalitate rafinată, matură, înaltă. Nivelul principial este superior nivelului moral, deși depinde de acesta, tocmai prin faptul că înglobează, interpretează, înțelege contextul, generalizează în sensul corect al termenului. Și am să vă dau un exemplu elocvent, sper elocvent. Care e diferența dintre regulă și principiu? Nimeni nu rămâne în viața de credință toată viața, știți, zeci de ani, pentru că iubește regulile. Nimeni nu rămâne și dacă creștinismul ar fi doar reguli și nu ar fi principiu, puțini ar rămâne. Trebuie să ai o atitudine aproape maniacală ca să-ți placă, de autoflagelare, nu să-ți placă regulile și... Nimeni nu rămâne de dragul regulilor. Toată bătălia morală dinainte te conduce la un anumit rafinament de gândire, iar cum ziceam, principiile țin cont de context, țin cont de împrejurare, țin cont de detalii, precum ar fi adevărul în sensul complex al termenului, au o anumită maturitate și cumva ajungem la principii și după ce ne dezvoltăm puțin din punct de vedere mental și fizic, adică după ce înaintăm un pic în viață și vedem cât de complexă este viața. Principiile știu să gestioneze bine sau tot mai bine zona aceea gri, care nu e o zonă a regulilor. Regulile se ocupă de obicei cu negru și alb, dar zona gri e a principiilor. Etica situațională, situații, nu? Diferite, în care acționăm diferit fără să călcăm în mod flagrant regulile. Mă grăbesc cu exemplul acesta, care îl dau de obicei și care cred că e suficient ca să înțelegem. Voi lua un exemplu din România și unul din Germania, pe care să vi-l spun primul. Pe care? Din Germania? Eu n-am auzit. Că cu asta nu aud, nu mă vorbesc la el. Hai să începem cu România. Totuși, România, nu?
Știți că o bună parte dintre slujitorii bisericii, nu contează confesiunea, în timpul comunismului au ajuns în temnițele comuniste. Știți că au suferit prigoană, au suferit anchetă, tortură. Unii chiar au murit acolo, alții au ieșit, au scăpat. Unul dintre aceștia a fost Richard Wurmbrand. Sigur, nu este el singurul. Aleg să dau acest exemplu pentru că este totuși vasi cunoscut, adică, da? Bun. El povestește în cărțile lui și în interviurile pe care le-a dat după ce a scăpat, că în anchetele în care era târât, după ce era torturat, de obicei noaptea se întâmplau acele anchete, interogatorii, era de obicei îndemnat, obligat să dea anumite nume de frați, știți, surori. Adică să denunțe. Iar el zice, strădania mea a fost asta și Dumnezeu m-a ajutat să împlinesc. Sub tortură și foame și cum eram și aproape îmi pierdeam mințile, numai atâta mă rugam, Doamne, ajută-mă să dau numele corecte. Acum voi deja ați intrat în panică. Cum adică numele corecte? Adică să nu greșească numele la fratele și la sora. Da, să nu greșească numele. Deci că la toate interogatoriile care sub semnătură le-a dat, au trecut nume de oameni, bărbați și femei, reale, nume reale, dar oameni morți, care muriseră înainte de a intra el în închisoare. Se făceau cercetări, bineînțeles, și următoarea anchetă era, ne-ai mințit, pentru că ei doar aflau după aceea că oamenii aceia au murit. El zicea, de unde să știu eu că am murit? Păi, zice, dar au murit înainte să intri tu aici, dar eu cunosc toată lumea, eu vă spun numai ce nume știu, ce am auzit. N-am dat niciun nume de om de care? Viu. Pentru că nu mi-aș fi iertat niciodată ca cineva să ajungă aici. Din cauza cui? Din cauza mea. Am dat declarații contradictorii. Riguros, la rigoare, mincinoase, la rigoare, la o etică din aceea numai din nivelul 2, știi? Adică, băi frate, noi nu mințim. Noi nu mințim, putea să zică vreun brand. Noi îi băgăm pe toți frații, aducem cu noi acolo, că noi nu mințim. Înțelegeți? Vrumbran, iertați-mă, n-a respectat regula, sau cum să spun, porunca. Și Vrumbran a înțeles, cum poate puține au înțeles, că există regulă pentru contexte absolut normale de viață și când nu e viața în joc, viața altuia, nu viața ta. Și există mai presus de regulă ce am zis că există? Principiu. Situația din Germania, în plină mișcare nazistă, în plin holocaust, când erau vânați, la propriu, nu? Evreii, până când au adunat vreo 6 milioane și au exterminat în camerele de gazare, erau adunați, bineînțeles că în tot contextul acela, să nu vă imaginați că națiunea germană a fost toată la fel, acolo au fost creștini de diferite confesiuni care au ascuns evrei. S-au expus unui risc și unii dintre ei au ajuns să aibă aceeași soartă cu cei pe care i-au ascuns. Cei care i-au ascuns pe evrei, germanii, se împart în două categorii. Prima categorie e categoria aceea slabă, e categoria așa nu. L-au ascuns pe evreu și bineînțeles că s-a aflat, s-au existat suspiciunea și într-o zi au bătut la ușă ofițerii SS, îi știți din filme măcar, nu? Știți ce impecabil îmbrăcați, știți ce prezență masculină, atletică, știți despre ce vorbim, nu? Ce intimidanță, asta vreau să spun, că n-am cum să vă arăt, că nu știu să mă convințeau. Și ziceau, da, unde? Și îl duceau la evreu. Și îl luau pe ăsta pe sus, cum ar lua un uliu, știi? Puiul de găină. Și când trecea evreul prin fața lor, știi? Luat de ofițeri. N-aș vrea să fiu, să văd ochii acelui evreu, știi? Evreul când trecea, acum țineți-vă bine, că n-ați auzit tot. Zice că toți evreii care au pățit așa au fost denunțați de salvatorii lor, cum ar veni. Zice că toți evreii când treceau, s-apropiau de creștini și ziceau, vă apreciez că sunteți creștini așa de minunați, că țineți decalogul, vă apreciez că nu minți, sunteți minunați.
Să nu credeți asta, asta am pus de la mine. E pură ironie. Dar slavă Domnului că erau și din a doua categorie. Ascundeau evrei, dar eu ascuns bine, că dacă faci o lucrare, fă-o cum trebuie. Dacă nu, las-o, dacă nu-i pentru tine. Nu toți avem aceeași chemare. Venea SS-ul, nu mai repet, știți cum venea, intimidant, intra, aveți evrei, n-avem. Evrei? Se mirau ei. Poftiți la masă, poftiți la o cafea, ei așezat la o cafea. Totuși, nici ce credem că aveți, puteam să controlăm, vă rog. Și eu ascuns bine că niciodată nu i-o găsit, că cine face o lucrare, o face cum trebuie. Și căutau și nu găseau nimic. Ați înțeles ce am vrut să spun? Sigur că e un exemplu extrem, lucrurile acestea nu se întâmplă în mod uzual, dar înțelegeți, vă rog, că principiul te învață că adevărul se spune într-un anumit fel, într-un moment prielnic. Asta te învață principiul, regula te învață, spune adevărul. Ați înțeles? De asemenea, când e vorba de viața altuia, nu a ta, ei n-au mințit pentru ei niciodată, dar de viața altuia, lucrurile se schimbă radical. Și tot ce poate fi pus în slujba vieții altuia, se pune în slujba vieții lui. Dreptatea, la nivel principial, are o altă suplețe, e mult mai nuanțată, toate devin nuanțate. Pentru că cine se minunează de un tablou într-o singură culoare? Nimeni. Dar ne plac tablourile unde abundă culorile și nuanțele. De aceea e tablou reușit. Al patrulea și ultimul nivel este nivelul conceptual. Nivelul conceptual. Dacă principiile țin în bună măsură de felul cum acționăm în situații limită, nivelul acesta conceptual ține mai mult de forul nostru interior și de felul în care am reușit să distilăm, ați văzut, nu să asumăm, deja am asumat Scriptura, deja o citim de o viață. Felul în care reușim să sedimentăm, să distilăm adevărul Scripturii, mesajul dincolo de personaje, dincolo de evenimentele Scripturii. Felul în care reușim cu ajutorul bisericii, cu ajutorul resurselor, a cărților adiționale pe care le citim fără să luăm o diplomă în teologie neapărat, nu despre aceștia e vorba, felul în care reușim să luăm din Scriptură acele adevăruri care se numesc pe bună dreptate supraculturale, adică transcend timpul și spațiu, adică au fost valabile atunci, sunt valabile acum și o să rămână valabile ori când. Înțelegeți? Nivelul conceptual sau nivelul convingerilor este tot ce rămâne după ce am trecut prin devoțional, moral, principial și toate s-au prins de noi. Mă înțelegeți? Toate le-am practicat. E o creștere, e un nivel ultim, mai mare nu există. E un nivel la care mulți creștini cu Biblia în mână, nu doar în bibliotecă, nu ajung. Dar cine ajunge e stabil. Cine ajunge e statornic. Da, nu se ajunge la tinerețe de obicei, știu, trebuie să vă spunem asta. E nevoie de timp fizic și de timp, și de experiențe de viață. Și de experiențe cu Dumnezeu. Dar în relația cu Scriptura, nivelul acesta cel mai înalt ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi, mai ales pentru fiecare dintre voi, la vârsta voastră, un deziderat, nu un ideal, că acela nu poate fi atins, un deziderat să ajung acolo. Cine atinge nivelul conceptual nu se teme de moarte. Știți ce zic? Teamă febrilă, teamă. Cine ajunge la nivelul conceptual în fața unui necaz real, a unei boli incurabile, a unei invalidități, a unei pierderi subite a cuiva drag la o vârstă prematură, cine trece prin asemenea experiență, dar a ajuns la nivelul conceptual, nu blasfemiază pe Dumnezeu. Nu renunță la biserică, nu renunță la slujire, trece prin abisul acela, se ridică și continuă să meargă înainte, da? Cu puterea pe care sigur nu de la el vine, ci de la Dumnezeu. Cine ajunge la nivelul conceptual nu mai poate fi clintit, amăgit, purtat încolo și încoace.
de orice vânt, orice val trecător. Cine ajunge la nivelul conceptual, ajunge la nivelul lui Iisus, despre care citim în Ioan, că El știa de unde vine și ce mai știa. Unde se duce. Omul acesta, pentru că atât de bine a înțeles Scripturile, știe că Dumnezeu nu e doar bun și puternic și drept, ci e suveran. Și face Dumnezeu tot ce, nu tot ce poate, face tot ce vrea. Și că El deja s-a predat Lui, prin urmare, nicio surpriză nu-L va lua pe nepregătite, pentru că El deja este al Domnului. Nivelul conceptual este, nu iubești textul de dragul textului, ci mai mult, auziți ce spun acum, cine a ajuns aici, deja El întrupează Scriptura. Ați auzit? Întrupează, întruchipează Scriptura. Știe versete mai multe sau mai puține, detalii. El e verset, El e Scriptură. El este o epistolă de care, cum zice Pavel, vie. El e model. El e indicator pentru ceilalți. El sau ea. Mi se pare că în seara aceasta v-am vorbit despre teologi, predicatori. Mi se pare că am vorbit despre ei deloc. Deloc. Acolo e alt subiect și nu e pentru seara asta. Ce am încercat să vă spun este că fiecare dintre noi ar trebui să urcăm în aceste nivele de aprofundare a Scripturii. Ce am încercat să vă spun este că n-ar trebui niciodată citirea Scripturii și aprofundarea ei să fie o corvoadă, o povară, ceva care vine din exterior. Nu. Ar trebui să fie ceva care vine din interior și atunci va funcționa ca orice lucru. Înțelege că trăiești o generație privilegiată. Pe de o parte, toți suntem alfabetizați, înaintașii noștri nu erau, nu? Și toți deținem la discreție Scriptura în mai multe traduceri, în mai multe limbi. Da? Și avem acces la ea după câte limbi străine cunoaștem. Și începem să cam cunoaștem, nu? Prin urmare, o avem atât de aproape, o avem atât de diversă sub aspectul textului și a receptării ei, avem atât de multe materiale adiționale pe care, te rog, citește-le de plăcere, nu pentru că dai examen, tu nu ești la teologie, nici nu vei fi, nu despre ăștia vorbim. Dar ele sunt scrise tocmai ca să te ajute pe tine, pe mine, nu pe specialiști. Sunt scrise de specialiști pentru noi. Și urcă, te rog, spre nivelul conceptual. În cele din urmă, atâta Scriptură știm, atâta Scriptură ne atinge și ne schimbă, cât rămâne, știți, prin sitele acestea la ultimul nivel. Cât rămâne ferm, ca și concepție despre lume și viață, neschimbat, neschimbător, ceva ce ne ține, puține lucruri, dar clare, evidente, știm de unde venim și știm unde ne ducem. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.